Dacă ar fi să întrebăm aleatoriu lumea pe stradă cine este Isus, mulți ar răspunde că a fost o persoană înțeleaptă. A spus multe lucruri bune. Dar unul dintre cele mai mari lucruri pe care Isus le-a spus vreodată a fost s-a sfârșit. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 19, vedem înregistrate trei ziceri de pe cruce. În Ioan, capitolul 19, versetele 26 și 27, acolo este cuvântul de compasiune. Femeie, iată fiul tău, iată mama ta. Versetele 28 și 29 este cuvântul suferinței. Mie sete. Dar versetul 30 din capitolul 19 este cuvântul victoriei. S-a sfârșit. Simțiți oare tensiunea dintre cuvântul suferinței și cuvântul victoriei? E bine, pe copacul morții, apa vieții a spus, mi Dar acest cuvânt al suferinței nu a fost ultimul cuvânt. De pe buzele însetate ale acestui mântuitor răstignit, este o proclamare a victoriei. S-a sfârșit. Isus nu a spus, sunt sfârșit, El a spus, s-a sfârșit. Capitolul 19 din Evanghelia după Ioan este, consider, cel mai important capitol din această carte. Sau cum aș prefera să spun, cel mai important capitol din istoria omenirii. Aici este inima Evangheliei. Una dintre cele mai mari probleme ale predicării Evangheliei din ziua de azi este faptul că crucea lui Hristos este rare ori explicată. Nu este suficient să spunem că El a murit, pentru că toți oamenii mor. Nu este suficient să spunem că a murit o moarte nobilă, Martirii fac același lucru? Trebuie să înțelegem că nu am proclamat pe deplin moartea lui Hristos până când nu am înlăturat confuzia din jurul crucii și nu am prezentat oamenilor, păcătoșilor, adevărata semnificație acesteia. Noi am păcătuit, dar Hristos a murit purtând păcatele noastre, a tuturor celor care cred și se pocăiesc. El a fost părăsit de Dumnezeu și zdrobit sub mânia lui Dumnezeu. Pentru ca prin credință să nu mai fim noi zdrobiți și părăsiți de Tatăl Ceresc. Versetul 30 din Ioan 19 nu reprezintă mărturia unui om învins. Nu este consemnarea vorbelor unui om condamnat. Aceste cuvinte reprezintă triumful lui Hristos. S-a sfârșit, s-a finalizat. La vârsta de 30 de ani, majoritatea oamenilor spun este de-abia începutul. Dar în jurul vârstei de 30 de ani, ei bine, Iisus a declarat altceva. S-a terminat. Dar este vorba despre altceva în cazul lui Hristos. În Evanghelia după Matei, în capitolul 1, îngerul i-a spus lui Iosif cu privire la Maria. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui poporul său de păcatele sale. Aici este vorba despre finalizarea misiunii lui Hristos. Prin urmare, subiectul următoarelor trei episoade este supremația morții lui Hristos. Iar pentru a putea vedea mai bine supremația lucrării lui Hristos, trebuie să vedem sau să înțelegem ce face Hristos la cruce. Hristos mântuiește complet, Hristos mântuiește exclusiv, Hristos mântuiește veșnic. În acest episod vom privi la primul aspect prin care vom vedea mai bine supremația, gloria lui Hristos, care este acesta. Hristos mântuiește complet, adică într-o măsură de plină. Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 19, în versetul 30, spune Când a primit vinul, el a zis, s-a sfârșit, apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Dar ce a vrut să spună Mântuitorul prin această afirmație, s-a sfârșit? El a vrut să spună, în primul rând, că toate jerfele, toate promisiunile, și toate profețiile din Vechiul Testament erau acum pe deplin împlinite în el. Acest cuvânt s-a sfârșit apare de două ori în decurs de trei versete. Versetul 30 da, și în versetul 28. De este scris. După aceea, Iisus care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mie sete. După aceea a spus s-a sfârșit. Acest lucru ne ajută să vedem foarte clar sensul cuvântului s-a sfârșit. Da? Toată scriptura era acum împlinită. Da? Toată, toate scripturile, de fapt, de la prima până la ultima carte, atât legea cât și profeții, erau împlinite în Hristos. Vă aduceți aminte ce purta marele preot când aducea jerfa de ispășire odată pe an? Da, un pieptar plin de pietre prețioase fiecare reprezentând câte un trib al lui Israel. Ei bine, nu există nici măcar o singură bijuterie a promisiunilor. De la acel prim smarald care a căzut pe pragul Edenului, până la ultima piatră de safir din Maleahii, care să nu fi fost așezată pe pieptarul adevăratului mare preot, și anume Hristos. Nu există niciun fel de jerfă, de la vițelul roșu până la Torturică, de la Isop, până la însuși Templul lui Solomon, care să nu se fi împlinit în Hristos. Ce lucru minunat este ca, ca o mulțime de promisiuni, profeții, jerfe aparent atât de diferite, să se împlinească într-o singură persoană. Scoateți-l pe Hristos și nu vom mai înțelege nimic. Putem provoca pe oricare înțelept al lumii și să-i spunem, ia Vechiul Testament, merge acasă și creează un personaj ideal care să se potrivească exact cu tot ceea ce este prefigurat aici, în Vechiul Testament. Dar ține minte, personajul trebuie să fie un profet ca Moise, dar și un erou ca Iosua. Trebuie să fie un preot precum Aaron, dar și precum Melchisedec. Trebuie să fie ca David, dar și ca Solomon să fie așa cum a fost Noe și Iona, Iuda și Iosif. Și nu doar atât, el trebuie să fie nu numai mielul care a fost înjung înjunghiat și țapul ispășitor care nu a fost înjungheat, turturica care a fost înmuiat în sânge și în același timp preotul care a înjungheat pasărea, ci el trebuie să fie și altarul cerfei, cortul întâlnirii, templul lui Dumnezeu, păstorul turmei, dar și ușa staulului. În Hristos, vedem împlinite toate cele spuse de Dumnezeu din vechime, prin profeți. Dar s-a sfârșit cu toate acestea, pentru că toate acestea sunt rezumate, sunt concluzionate în persoana lui Hristos. Pentru a ilustra mai bine acest adevăr, să ne aducem aminte ce a spus Hristos și vedem consemnat. În Cartea Evrei, în capitolul 10, unde este scris că legea, având doar o umbră a lucrurilor bune care urma să vină, și nu chipul propriu zis al acestora, nu putea niciodată, prin aceleași jerfe care sunt aduse continuu în fiecare an, să-i desăvârșească pe cei care se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, de vreme ce închinătorii, curățiți odată pentru totdeauna, n-ar mai fi avut pe conștiință păcatele? Însă prin aceste jerfe se amintesc păcatele în fiecare an. Căci este imposibil ca sângele boilor și al țapilor să înlăture păcatele. De aceea, când vine în lume, El, da, Hristos, spune Tu n-ai dorit jerfă și dar de mâncare, ci mi-ai pregătit un trup. Nu ți-ai găsit plăcerea în arderi de tot și în jerfe pentru păcat. Atunci am zis, iată că vin în jurul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. De la leagănul din Betleem și până la crucea de pe calvar, mâncarea lui Isus a fost să facă voia tatălui. Deci el a fost ispitit ca noi, nicio necredință nu i-a struncinat credința, nicio invidie nu i-a întunecat mulțumirea, niciun egoism nu i-a întinat sufletul. Dintre toți bărbații și femeile născuți sub lege, numai el singur l-a iubit pe Domnul Dumnezeul său în mod desăvârșit, cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea, cu toată puterea sa. În Isus, fiecare vis al profetului a căpătat o formă glorioasă, fiecare promisiune străveche și a găsit daul final, fiecare umbră a legii a ieșit la lumină. Dumnezeu este sfânt, noi nu suntem. Dumnezeu cere ascultare completă, toți am păcătuit și suntem lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Bunele intenții, eforturile, faptele bune nu pot plăti datoria păcatului. Dar ceea ce Dumnezeu cere, tot El oferă în Hristos. Avem o datorie pe care nu o putem plăti. Dar Isus a plătit datoria pe care nu El a, o avea de plătit, ci noi. În Romani în capitolul 6, postul Pavel scrie, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Hristos a realizat ceea ce jerfele din vechiul testament nu au putut realiza niciodată. Ce păcat te ține de departe de Dumnezeu? Permiteți-mi să vă dau uh, răspunsul corect. Niciunul, când te încrezi în sângele și neprihănirea lui Hristos, plata păcatului tău este achitată. Avortul achitat, adulterul achitat, mita achitată, divorțul achitat, bârfa achitată, mândria achitată. Iisus spune că ascultarea Lui este completă și perfectă, iar tu ai nevoie de ea. Suferința Lui este încheiată, iar tu ai nevoie de ea din cauza păcatelor tale. Hristos a îndepărtat mânia Lui Dumnezeu de peste pe poporul său. Ce să faci de acum? Trăiește ca o persoană liberă. Iubește pentru că Hristos te-a iubit. Dăruiește pentru că El s-a dăruit într-o măsură de plină.